Dragi prieteni, dragi telespectatori, suntem la Moinești, un oraș pe care televiziunea noastră îl promovează permanent și sigur trebuie să vă spun că surpriza noastră deja o știți pentru că ați văzut în materialele noastre promoționale despre lansarea cofetăriei artizanale Dulcinela, al cărei ambasador este prietenul nostru și artistul Ion Palade. În primul rând, cum vă simțiți aici la Moinești? Bună ziua, mă simt extraordinar de bine, pentru că la Moinești, când am mai fost, dar și astăzi m-am întâlnit un public minunat, un public cald, un public care iubește muzica populară și asta mă bucur tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de mine, alături de Dulcinela și că promovați ce facem noi și încercăm să facem un pic ziua mai dulce pentru cei de la Moinești. Sigur, domnul Palade este un bun ambasador pentru acest brand și ne bucurăm foarte mult și sperăm că în viitor poate va veni și cu alte branduri aici la Moinești, pentru că trebuie să remarcăm că sunt produse de, pe care alți agenții economici de aici din Moinești nu le au. Sunt produse în marea lor parte din Republica Moldova. Așa este. Vă rog să ne dați câteva detalii. Eu știu, dar e bine să le aflăm de la cel care este ambasadorul acestui brand Dulcinela. Da, vreau să vă spun că toate produsele care le vedeți, marca Dulcinela, sunt după rețetele de acolo din Basarabia, gândite de cofetarii noștri și avem chiar rețete de autor, cum sunt torturile de autor, care au și nume, poartă și numele, tortul Constantin, tortul Maria, tortul Ana, tortul Ion, cum este. Avem vinurile toate care sunt tot din Republica Moldova, coniacurile tot la fel din Republica Moldova. Încercăm să, ca în magazinul nostru, când vine un om, să iasă cu cadoul în mână, să aibă și un tort și o șampanie, să găsească aproape tot ce ar putea. Așa este. Oferi cadou unui om drag. Un cadou dulce și un, mai ales dacă e vorba și de vinuri, eu sunt un fan al vinurilor din Republica Moldova și am văzut aici podgorii renumite din Mucric. Da, avem și Curcaș, Cricova și Castel Nemie și da. Deci, iată că Moineștiul s-a îmbogățit, s-a îndulcit astăzi, dar s-a îmbogățit cu încă un perimetru comercial extraordinar. Așadar, îi sfătuim pe moineșteni să vină să guste, să ofere cu drag, pentru că acum, în perioada de post, avem și produse de post, avem produse vegane, pro-vegane pentru cei care vor să mănânce fără zahăr, fără gluten, produse sănătoase și îi așteptăm cu drag aici la Dulcinela să guste din produsele Dulcinela. Mai ales că astăzi la deschidere și mâine vor fi reduceri la aceste produse de 30%. De 30%, deci atât o reducere destul de substanțială și primirea călduroasă și frumoasă specifică nouă moldovenilor, atât celor de aici de peste Prut, cât și cei din Republica Moldova. Domnule Palade, eu vă urez mult succes. Aș vrea totuși și pe final să ne spuneți câteva cuvinte despre ce alte centre ați deschis până acum în România. Am văzut ceva Iași și Neamț. Da, am deschis la Iași 3 cofetării, am deschis la Suceava, Pașcani, Botoșani, Târgu Neamț, Piatra Neamț. Avem în România deja 16 cofetării, în Republica Moldova avem 30. În Republica Moldova, la cele 30 de cofetării, avem peste 300 de angajați. În România, la cele 15-16 cofetării, avem aproape 100 de angajați. Încercăm să creăm și locuri de muncă pe lângă ceea ce facem noi, pentru că cred că e bine, cred că cei care sunt aici în România au nevoie de aceste locuri de muncă și ar fi bine să-i ținem pe românii noștri acasă, să lucreze acasă, să nu plece pe scotare, pentru că noi avem nevoie de ei. Domnule Palade, vă urez mult succes, felicitări echipei întregi din Republica Moldova care, iată, au venit cu aceste produse absolut fantastice, gustoase, sănătoase și vă așteptăm, desigur, la următoarele spectacole care vor fi aici la Moinești. Un mesaj pentru telespectatorii noștri, pentru că vin sărbătorile, suntem deja în săptămâna mare pentru sărbătorile de Paște. În primul rând vreau să vă spun că abia aștept să ne permită să cântăm, să vin cu un spectacol aici la Moinești, când pentru publicul meu drag, dar până atunci vreau să le urez tuturor un Paște luminat, un Paște fericit lângă cei dragi, să vă trăiască familiile, copilașii și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși, pentru că asta este cel mai important acum. Sănătate multă la toată lumea și să ne vedem la un spectacol frumos aici la Moinești, alături de publicul meu minunat. Vă iubesc pe toți, de la Chișinău cu drag, Ion Palade. Și noi încheiem aici transmisia, dar sigur după această discuție cu artistul Ion Palade,
îl vom invita și pe domnul primar ca să ne spună câteva cuvinte. Așadar, rămâneți aproape de noi.